Oare are Pământul 4 miliarde 600 de milioane de ani sau doar 2.191.000 de zile, adică 6.000 de ani? Dacă Pământul este tânăr, atunci nici una dintre teoriile evoluției în principiu nu poate fi adevărată, deoarece nu ar fi suficient timp pentru evoluție. Astăzi, știința deține sute de argumente în favoarea vârstei tinere a Pământului, a sistemului solar, a galaxiei și a Universului. Să analizăm câteva dintre ele. Luna se află la o distanță de aproximativ 385.000 de kilometri de Pământ. Forța atracției este egală cu 200 de quintilioane de Newton. Cu toate acestea, Luna se depărtează de Pământ cu o viteză șocantă de 5 cm pe an. Poate nu te uimește așa ceva, însă ar trebui. Dacă Luna are doar 6.000 de ani, atunci s-a depărtat doar 300 de metri din momentul creației. Dacă am fi de acord cu teoria evoluției și am permite Lunii să se apropie de Pământ cu o viteză incipientă de 5 cm pe an, atunci forța atracției ar crește în permanență odată cu apropierea ei. În acest caz, mișcându-se pe orbită în spirală, Luna ar fi căzut repede pe Pământ, în urmă cu mai puțin de 1,4 miliarde de ani. În trecut, distanța dintre Pământ și satelitul său nu putea fi mai mică de 18.500 de kilometri, limita roșie. În caz contrar, forța atracției ar fi distrus Luna și în loc de satelit am fi avut un cerc. În plus, Luna provoacă fluxurile. 200 de quintilioane de Newton pot pune în mișcare mari cantități de apă. Apropiindu-se de Pământ, într-o numărare inversă a timpului, la o distanță de 80.000 de kilometri, Luna ar fi provocat fluxuri de apă care ar fi atins 1,5 km înălțime. Dacă înălțimea fluxurilor ar fi fost cu mult mai mare decât astăzi, ar fi crescut și viteza eroziunii. Continentele ar fi fost distruse într-un timp scurt. Știința a apărut deoarece oamenii deștepți, oamenii de știință, au început să studieze această lume și au înțeles că în această lume există legi. Și dacă sunt legi, înseamnă că totul acționează conform acestora. Soarele, pământul, legile gravitației. Acest lucru înseamnă că există un legiuitor, cel care a creat aceste legi. Și în baza acestor legi a apărut știința, care le confirmă. Știința este ceea ce se verifică și ceea ce se confirmă. Luna se îndepărtează de Pământ doar câțiva centimetri pe an și nu trebuie să ne îngrijorăm. Însă, dacă Luna se îndepărtează, înseamnă că înainte a fost cum? Mai aproape. Adică, dacă Luna se apropie de Pământ, ce se întâmplă? Sunt fluxuri. Fluxuri mari. Iar dacă ea este foarte aproape de Pământ, după cum spun ei, miliarde de ani în urmă, atunci fluxurile ar distruge Pământul de două ori pe zi. Nu s-ar mai termina tsunami pe Pământ. Adică, toate acestea sunt doar imaginații, nu sunt fapte științifice despre miliardele de ani, iar ce vorbim noi este un fapt științific. Este confirmat acest lucru? În realitate, este o ficțiune, deoarece acest lucru nu poate fi confirmat științific și este în totalitate contrar științei, contrar fizicii, biologiei, geneticii și așa mai departe.